Cultura de porumb a fost compromisă în acest an. Agricultorii nu pot strânge nici măcar un kilogram de grăunțe la hectar. Disperați, aceștia cer ajutorul statului pentru a-și putea rambursa creditele de milioane pe care le-au accesat. Vă cum vedeți, porumbul a aruncat spicul. Uitează, planta a aruncat spicul. Dar ștulețele nu mai este. Dacă uitați, deci este un exemplu de ștulețe uscat 100%. Absolut niciun bob. Lucian Balan din satul Cozești, raionul Sângerei, are în gestiune 1600 de hectare de pământ, pe care a semănat porumb, floarea soarelui și grâu. Toate lucrările în câmp l-au costat 10 milioane de lei, dar s-a ales doar cu pagube. Seceta i-a compromis toată plantația de porumb, care se întinde pe o suprafață de 400 de hectare. Fiecare hectar de porumb este o investiție cu plata arendii, este de circa 10.000 de lei la hectar. S-au folosit cele mai bune semințe, cele mai bune pesticide, s-au întreprins toți factorii și sunt de agrotehnic și de tratamente fitosanitare. Agricultorul spune că seceta l-a lăsat lefter și că nu va avea cu ce să-și achite creditele. Cultura de porumb este absolut 100% este compromisă. Nu avem nici măcar un kilogram de porumb. Ce cerem noi? Cerem implicarea statului, niște măsuri de sprijin, niște certificate de forță majoră prin care am putea să ne reșalunăm creditele față de bănci, față de distribuitorul de inputuri și să ne amânăm plățile pentru anul viitor, pentru că anul ăsta real nu o să avem neachitat. Iar Nicolae Lelic din satul Prepelița, raionul Sângerei, deține 95 de hectare de porumb ecologic, în care a investit peste 570.000 de lei. Agricultorul spera să obțină o recoltă de 7 tone la hectar, însă din cauza secetei, toată roada a fost compromisă. Bărbatul spune că va face strujenii una cu pământul. O introducem în sol ca îngrășământ pe la anul, altă situație nu avem ce face cu noi. Am pornit cu seceta din toamnă, primăvara înghețul, apoi au fost niște ploi, cât de cât s-a pornit anul bine, dar în final am ajuns la ce am ajuns. Și Nicolae Lelic spune că a accesat mai multe credite, pe care nu va putea să le ramburseze din cauza pierderilor uriașe pe care le-a înregistrat. Asta am ajuns la credite, da. Tehnică trebuie de cumpărat, cu tehnica veche greu de lucrat. Creditele mari, nu știu, să vedem cum o să descurcăm, dar să vedem, poate ceva soluții de la guvern, poate să ne transmită tot creditarea asta pe anul viitor, poate ceva să fie o opțiune să ne ajute, nu știu, sperăm. Poate în alți ani, poate măcar o dată să întoarce față la agricultori. În afacerea sa, Nicolae Lelic este ajutat de tatăl său, care spune că în acest an seceta a lăsat oamenii fără pâine. Grâinele am ajuns la o tonă, 200, o tonă, așa am sens, miroce. Orzul, o tonă am sens. Am stau la gânduri cu ce să mai răsplătesc cu oameni la cotă. Totuși, oamenii așteaptă un gat de pâine. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Raional Sângerei, Ion Bârsanu, seceta a compromis aproape toată cultura de porumb în regiune. Cel puțin 90% din suprafața totală de porumb este afectată de secetă. Și noi, porumb, avem doar în vreo 2-3 gospodării. Vreau zic că din Dobruja este o parte de vreo câteva 60 sau 80 de hectare aici la Rădoaia, iar așa vreo 120 de hectare și puțin hectare pentru celelalte primării, unii va de 20-30. În acest an, guvernul oferă 350 de milioane de lei pentru subvenții în agricultură. Potrivit șefului Cabinetului de Ministri, agricultorii care au înregistrat pagube din cauza secetei vor primi câte 1000 de lei pentru un hectar de grâu, 1020 de lei pentru ors și 1400 de lei pentru rapiță. Asta după ce acum 2 săptămâni Ion Chicu declara că Republica Moldova va avea grâu și pentru export. Eu nu cred că noi putem vorbi de explodarea prețurilor. Noi am avut unele temeri că ar fi posibil să crească masiv prețurile în luna aprilie. Vă amintiți că era secetă. Acum când deja avem roada nouă, vedem care sunt rezultatele. Da, recolta nu este pe care ne-am dorit-o cu toții, dar, după cum am spus, securitatea alimentară a țării este asigurată. Avem potențial chiar și de export a grâului. Anul acesta avem suficient grâu și nu este motiv să crească prețurile. Ieri, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de caniculă valabil până pe data de 9 august. Temperatura maximă a aerului va ajunge la 34 de grade Celsius.